De pe data de 1 septembrie, pensionarii ieșeni au parte de pensii recalculate. Dintr-un total de 151.000 de ieșeni beneficiari ai acestor pensii de stat au fost emise 146.000 de decizii de recalculare, pentru restul fiind necesare operațiuni suplimentare de verificare a dosarelor care vor fi reanalizate după data de 1 septembrie. Cu toate acestea, deciziile de recalculare ajungă greu în mâinile titularilor. Noi am depus la poșta română în fizic toate deciziile, cele peste 100... 145.000 de, de decizii le-am depus la poștă. Poșta are, are încheiat o convenție cu Ministerul Muncii de distribuire la domiciliu. Uh, el cred că sunt în mare parte duse la domiciliul pensionarilor. Probleme sunt acolo unde la noi figurează cu, cu un domiciliu în plată, dar de fapt stau la alt domiciliu. Uh, problema este că această distribuire a deciziilor urmează același proces ca la orice document cu are, cum îl, cum îl numim noi în termenii tehnici. Mm -hmm. da? Dacă persoana nu este găsită la domiciliu îi se lasă o un aviz și este așteptată la oficiu poștal 20 de zile dacă nu se prezintă în acest interval, deciziile sunt arondate la poșta centrală din Cuzabodă și de acolo se întorc la Casa de Pensii. Oficiul Casei Judățene de Pensii, ea și spune că abia spre finalul acestei luni se va ști procentul celor care încă așteaptă să primească documentul care le atestă valoarea noii pensii. Nu știți uh, cam în ce, cât, uh, ce procent au fost ele deja? Experiate. Vom vedea după ce se vor întoarce la noi. Uh -huh. Vom ști exact și procentul celor negăsiți la domiciliu sau celor care... Nu știu, din diverse motive nu erau atunci în acel interval la domiciliu, că mai sunt și persoane care sună la noi sau ne transmit pe mail că sunt plecate în străinătate, de exemplu, pentru un interval de timp. Noi am liniștit, când se vor întoarce, găsesc decizia la casa de pensii. Da. Potrivit directorului Casei de Pensii Iași, creșterea media pensiilor în Iași este de 650 de lei. Cea mai mare pensie aflată în plată în acest moment este de 33.000 de lei, care va crește în urmare calculării la valoarea de 36.000 de lei.